este interesantă, pentru că sunt pe care lumii sunt foarte greu, o echipă fizică, din punct de vedere al prezentării de la această Lituanie, care luptă foarte mult, care pe tot puternic și atunci încetă lumii pe tot de parte. Dar băieții din altaș nu erau chiar tot timpul de acord, i-am văzut destul de dornici să umple tabela. Eu cred că este o mare câștig această plăcere a jocului de atac pe care o la ora școală, dar au și multe acțiuni care sunt foarte mult în fața porții, sunt foarte ușor. Asta înseamnă și risipă de energie, pentru că atunci când faci o grămadă de sprinturi să ajungi în poziție de finalizare, mai mult de 60% din echipă e o chestie care te pune pe gândul, că te întorc la plăcerea rezultatului. Dragoș, și niște procentaje, cum vi s-a părut procentajul de suporte români, că nu prea au existat. Am mai spus și înainte de emisiunea asta, eu am intrat în Panama, se numea Marea Roja, fanaticada asta a Panamaului. La români e Marea Galbenă la oraș. Dar de ce în ce mai mult se vede o Marea Galbenă. Parcă a jucat de acasă. Să știi, dar eu cred că este o consecință a turneului de la Euro, a calificărilor care au fost atracția aceasta către echipa națională a publicului este normală. Domnul Stricuța, Mircea Lucescu sunt al treilea meci consecutiv, aceeași formă de operație, cu excepția lui Târnovan în al doilea meci. E un conservator, pare că e normal să fie un conservator. Vrea să creeze Mircea Lucescu o echipă să întărească pentru mondial? Asta este scopul de genul. Nucleul ăsta? El își face mâna acum pentru mondial. Asta este explicația acestor lucruri. Este liga ce? Un test? Un antrenament pentru a forța calificarea? Este o călmire pentru ceea ce vă urmă. Drăgușin la primul gol la Națională. Bravo lui! Mă bucur enorm pentru el, pentru familia lui. Mai că așa că se bucură pe plana care a fost după mare vaste parte. Se bucură foarte mult. Bravo lor, sunt fericit. De ori, rasă, de tot cu care îi cunosc, familie. E un jucător care, la vârsta lui, nu e o certitudine de mult. Mulțumim frumos! Cum bate penalt? N-aveți emoții, nu? Păi ce emoții sunt? Seamănă cu tatăl meu, păi Petre când a bătut penalti, că nu mai ține. Nu, dar lovem mingea perfect, ca și stâng și drept. Mulțumim!